Salut și bine ați revenit la un nou video de pe canalul tutorialele lui Dem. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum puteți să vedeți dacă un anumit joc merge pe calculatorul sau laptopul dumneavoastră. Haideți să începem! În acest tutorial o să folosesc un site numit Can you Run it. O să găsiți și în descriere link care vă va duce către acest site. De asemenea, dacă nu doriți să utilizați linkul din descriere, puteți să căutați dumneavoastră pe Google Can you Run it și va fi primul rezultat cu siguranță. Cu ajutorul acestui site vom putea testa dacă un anumit joc este compatibil cu calculatorul nostru. După alegerea respectivului joc, veți vedea că ni se va oferi un mic executabil cu ajutorul căruia site-ul va detecta componentele din calculatorul nostru, iar după detectarea componentelor și a sistemului de operare, site-ul ne va spune dacă putem să rulăm respectivul joc pe sistemul nostru. Vedeți aici pe site posibilitatea de a căuta dumneavoastră jocul pe care doriți să îl testați sau îl puteți vedea în acest scenar unde sunt jocurile foarte des testate de către alte persoane, de exemplu GTA 5. Vedeți și în această statistică este cel mai testat joc din ultimele 30 de zile, aproape dublu față de Call of Duty Warzone. Haideți să testez și eu un joc pentru a vă arăta exact procesul de utilizare a acestui site. Eu nu o să caut un anumit joc, o să accesez un joc din această casetă numită Top Games. Voi intra pe pagina de testare a jocului GTA 5. De aici voi vedea dacă pot rula jocul. Voi apăsa butonul Can you run it? Îmi va fi descărcat un executabil pe care îl voi deschide. El îmi va analiza componentele și sistemul de operare. Iar după ce face acest lucru, pe site îmi va fi prezentat dacă pot să rulez jocul la calitate minimă sau la calitate recomandată. Voi deschide executabilul run. Vedeți, mi se spune că se face acest hardware detection. Mi se spune de asemenea că sunt identificate componentele hardware și software. Nu sunt colectate date personale, ceea ce este foarte, foarte bine. Odată ce au fost colectate toate informațiile despre componentele și sistemul nostru de operare, ni se spune dacă putem să rulăm jocul, iar după cum vedeți, eu potru la GTA 5 atât pe cerințele minime, cât și pe cele recomandate. Vă sunt prezentate în aceste chenare anumite cerințe minime ale jocurilor, cât și cele recomandate. Dacă vreți, ați văzut GTA 5 cere minim 4 GB de RAM și recomandat este să aveți 8. De exemplu, eu am 16 care este un nivel superior, ca să spun așa. Nu e obligatoriu să aveți ca mine, puteți să aveți, de exemplu, 6 GB de RAM, care este între cerința minimă și cea recomandată, dar pe site o să fiți catalogat doar cu bifa de la minimum, nu veți îndeplini cerințele recomandate. Observ aici că mi se spune... Faptul că nu am driverul grafic updatat, adică cel de la placa video, este un driver învechit, nu l-am mai actualizat de 9 luni. Voi face probabil după ce termin acest videoclip o actualizare a driverelor. Este foarte important în momentul în care rulați un joc să aveți și driverele actualizate. Odată ce ați utilizat acel executabil, nu va trebui să o mai faceți și a doua oară. Dacă doriți să testați alt joc, pur și simplu intrați pe pagina lui de testare și vi se va spune direct dacă îl puteți rula sau nu, deoarece componentele dumneavoastră au fost deja recunoscute. Un alt lucru interesant pe acest site... Este faptul că puteți să vedeți o întreagă listă cu jocurile pe care le puteți rula sau nu. Vedeți aici, mi se spune că pot rula undeva la 94 din 100 de jocuri populare, ceea ce este foarte bine din punctul meu de vedere. De asemenea, pot da click aici ca să văd ce jocuri pot să rulez. O să dau și eu click mi s-a deschis într-un nou tab, iar aici dacă aștept câteva secunde, o să văd întreaga listă cu jocurile, iar de asemenea voi vedea dacă îndeplinesc cerințele minime sau cele recomandate. GTA 5 l-am testat deja și vedeți că îl pot rula atât pe minim, cât și pe recomandat. Alte jocuri pot fi rulate doar pe minim, nu și pe recomandat, iar altele cred eu că nu pot fi rulate deloc. De exemplu, Battlefield 5, Rust, mi se spune că calculatorul meu nu poate duce aceste jocuri. Poate că cu o optimizare făcută bine aș putea să rulez jocurile respective, dar cred că nu e bine să risc. Așa că mă voi limita la jocurile ce pot fi rulate pe minim. Așa vă recomand și dumneavoastră să nu forțați sistemul pe care îl dețineți și să jucați doar jocurile ce pot fi utilizate măcar pe cerințe minime. Cam acesta a fost tutorialul, eu am fost Damian, vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar până data viitoare, la revedere!